După un tur de forță, pe 15 iunie a fost la Gala Transilvania Fashion și ieri a fost la Atypic Beauty. Astăzi este la noi în platou. Alin Gălățescu, bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, m-ați omorât cu ora 10, că azi noapte am dormit vreo 4 ore, noaptea cealaltă vreo 3, sunt așa spectral. A fost obositoare ultimele zile? Băi, extenuante chiar. E foarte greu pentru că stai 12-14 ore în picioare. Și oricât aș fi eu de rezistent la 14 ore în picioare, plus ai 14 ore în picioare că ești tot timpul alert. Adică tot timpul se întâmplă ceva în jurul tău, tot timpul cineva te întreabă ceva, tot timpul ai de luat o decizie și fiecare eveniment are punctele lor cheie în care se poate să se fractureze tot ce ai pregătit tu. De exemplu, ieri la gala Atypic Beauty, care e unul dintre cele mai sensibile evenimente la noi, dincolo de faptul că e în Casa Poporului și sunt peste 1000 de oameni în sală, ceea ce este năucios, wow. A fost arhiplin. Mi se pare foarte greu de obținut, nu știu cum reușesc. Andreea Marin, din punctul ăsta de vedere, ale meritul ei. Am avut două momente foarte, pe lângă faptul că toate fetele erau fabuloase și aveau istoriile lor și toate persoanele publice care au fost invitate și au fost multe, fiecare fată avea persoana publică. Au fost 3 băieți și 9 fete. Ei au interacționat și au intrat în poveștile unui altora și e fantastic și eu le știam pe majoritatea fetelor. Au venit 3 fetițe de 3 ani, 4 ani, să le vedeți în cărucioare, care sunt de lățimea asta și cu corsete și cu... este înfiorător. Este inimaginabil. Mai ales de când am fetița, sunt foarte sensibil la chestia asta. Mai e și războiul din Ucraina care mai livrează zile în tristețe de tipul ăsta. Și era... efectiv, nu mai puteai să respiri. Și bărbatul meu era la nivel de plâns. Dar, repet, am încercat să fac... și ăsta a fost tocmai ăsta a fost testul. Să nu-l facem care... să nu-l facem lacrimogen sau să nu-l facem tragic, ci dimpotrivă să câștigăm frumusețea din spatele dramelor. Ăsta e testul cel mare. Așa să-l faci să fie dramatic era aparent simplu. Uite, am văzut în imagini și pe Alivia Petrea, reprezentanta noastră la Miss Wheelchair World 2022. A fost și la noi în platou miercuri și ne-a povestit că va participa la gala Atypic Beauty. Foarte emoțional, mai ales că sunt îmbrăcați de designer, mai ales că designerii care îi îmbracă le dăruiesc creații respective, ceea ce e fabulos și le mulțumesc designerilor, majoritatea prieteni cu mine. Și al doilea moment a fost când a intrat un cor de copii cântând Năucitor, așa a început, cu un catifea, toate fetele în cămașă albă, cu pantalonaș, toți băieții având 7, 8, 9 ani minim. Și la un moment dat, înainte de a intra, într-un colț, un băiețel plângea de rupea. Și era lângă el o doamnă mai în vârstă, care am aflat după aceea că, de fapt, era cea care coordona corul de aia. Am crezut că e bunica lui. Și mă duc eu acolo, mă bag în seamă de ce plânge, nu știu ce. Mama, și când începe să-mi povestească cum mama lui are cancer terminal la inimă, cum bunicul lui a căzut de la etaj, a căzut în cap și n-a murit, dar a devenit foarte agresiv și ciudat și el nu înțelege de ce bunicul lui e alt bunic. Mă, ce să spui? Mamă, era, mi-alegeam cuvintele. Înainte de show, wow! Mi-alegeam cuvintele cu atâta atenție și miza era atât de mare că zicea că n-are de ce să trăiască. Nu! Deci, mamă, și... a fost un test fabulos să realmente să încerc să întorc o situație aproape imposibilă într-o speranță de continuare. După aia mă fac că ea nu era bunica sărăcuță de ea, doamna ce. A fost și trebuia să fiu fiecare virgulă am pus-o cu mare atenție acolo, pentru că putea să însemne enorm. L-am redresat până la urmă. Și asta a fost un test foarte, foarte greu și pentru mine. A fost destabilizator cumva, dar mă rog. Uite, și noi ne-am fi gândit că poate n-a pornit mașina de fum sau poate că luminile nu sunt puse la locul lor, dar când te confrunți cu astfel de situație... Să gestionezi 12 scaune pe scenă care trebuie să ruleze, trebuie să se așeze. După aia au venit toate starurile în spate și a venit un malder de cadouri. Dar malderul de cadouri era malder de cadouri. Oamenii nu se puteau mișca sub alea. Starurile trebuiau să le recupereze în spate. Unele fete n-aveau voie să li se pună pe picioare pentru că începeau să tremure. Și nesfârșite astfel de puncte în care... mici detalii de mine, care erau niște mine. Dar totul a ieșit fantastic până la urmă. Cu Magda Comancea, care a și inițiat acum 9 ani, am ajuns la 32-a ediție.
și cu mai nou, cu Andreea Marin, mai nou, de vreo 10-12, poate mai mult, care face grosul acestor puneri împreună de firme și de ceea ce este fabulos și îi mulțumesc. Asta a fost o etapă. Înainte veneam de la gala Transilvania Fashion, care e o extindere, am gândit-o ca o extindere a festivalului Transilvania Fashion, care va fi 9-11 septembrie la Cluj. A avut ediția trecută în septembrie 2021. Acolo alte teme foarte complexe, în sensul că pe lângă un grup de designer tineri care câștigaseră premii importante în concursuri internaționale, am avut doi poli cu care am început și am și finalizat, și anume Cătălin Botezatu cu o colecție, poate nu mai lucrasem de mult cu Cătălin, o colecție poate una dintre cele mai bune pe care le-a avut de foarte mult timp, All Black. Bine, nu știu dacă de asta mi s-a părut mie atât de bună, dar într-adevăr foarte bună, se văd și în imagini. Și în partea cealaltă, Antonia Nae, cea care a câștigat premiul avant-premier Răzvan Ciobanu chiar anul ăsta, 2020, de la gala avant-premier. Ei au fost polii care am început și am finalizat, numai că la Cătălin are foarte multe structuri pe cap și a trebuit să inventăm o metodă în care să reușim să, i-am dat două grupe din patru, să reușim să scoatem structurile alea astfel încât fetele să aibă timp să se îmbrace și să reintre în circuit. A mai fost Clara Rodescu, care a trimis colecția, că ea era în Dubai, Raluca Soare, Laura Olaru cu Studio Cabal, și acolo n-a putut să vină Diana de la Studio Cabal, și a fost o încercare, Laura fiind creatoare de accesorii, cu niște genți superbe. Ok, cum facem colecția în lipsa designului, mai că Studio Cabal are niște arhitecturi interioare foarte complicate. Lucrurile par foarte simple, dar când încep să le legi, să le întorci, să le nu știu ce, e un meci întreg. Dar a fost foarte spectaculos. Locul a fost extraordinar, am ținut foarte mult la locul ăsta și mă bucur că producătorul general și inima acestei echipe fantastice, domnul Matei Mico, a reușit să obțină aprobarea. Aici va fi și lansarea oficială a TIFF-ului peste mâine. Azi 17, astăzi, de fapt, că a fost, da, la mine, mă rog, ieri, așa. Deci a fost, noi avem pe 15, pe 17 avea, la Muzeul de Artă din Cluj, care este o clădire fabuloasă. Din nefericire încă nerenovată, dar noi am creat o bulă estetică în interiorul grădinii interioare și a fost extraordinar. Cătălin a fost foarte simpatic și a ajutat și Laurent Turet a făcut construcțiile. Am avut o Miss România prezentatoare, o actriță fabuloasă din Iași. Și nu numai că era foarte frumoasă, era extrem de inteligentă și de rafinată și de wow, o prezență năucitoare. O armată de modele, peste 40, a fost acolo un alt test complicat, pentru că în perioada asta sunt examenele. Erau fete care au dat examen la repetiții, erau fete care au venit după examen, erau fete care urmau a doua listă de examen și învățau. Erau fete care n-au putut să vină tocmai pentru că aveau examene, tot timpul ți apar surprize de genul ăsta. Testul de lumini într-un spațiu atipic de genul ăsta a fost o încercare. Am luat pe Mircea Netea, de la care cred că vedem și imagine, ca fotograf oficial, tocmai pentru că am încredere în el, cu el lucrez majoritatea show-urilor, alături de Remus Nicolescu și de Ștefan Ovidiu. Deci fiecare astfel de eveniment are punctele lui nevralgice. Dacă acolo se înfundă ceva, lucrurile devin foarte complicate, adică nimic nu e cert. Și atunci asta înseamnă o alertă continuă până la ultima chestie. Mai ales că eu fac show-uri foarte, foarte dinamice. La mine colecțiile curg ca la Xerox, așa. De ce? Pentru că oamenii, oricât ar fi, eu care sunt mare fan fashion, normal, fac asta 24 de ore în 24, și dacă mai pune, stau 3 ore să văd un spectacol, poate să fie el și Armani, poate să fie... S-ar putea să, după o oră s-ar jumate, să... Din partea publicului, sting. Ce feedback a venit? Raportat la ținute, la locație? Fabulos, la... fabulos. Adică cei din Cluj... Ideea aceasta a galei, ca prelungire sau ca preview al festivalului, a fost foarte bună. Au venit pe lângă notabilitățile lor, bine mai puțin domnul Boc, care chestia cu cultura nu le are, el cu un fotbal mic, o cântăreață, o nu știu ce, mai merge. Dar la cultură, să lăsăm un pic mai încet, să nu chinuim. Mă rog, n-am știut asta și nu l-am chinuit.
Dar au venit foarte multe personalități locale, mai ales e un show cu accent local mai majoritar, dar prin a venit foarte multe televiziuni, bineînțeles toate televiziunile locale care vor transmite după aceea evenimentul și reacțiile au fost năucitoare. Pentru mine a fost ca un preambul al marelui festival din toamnă, unde e foarte posibil să avem ca surpriză și, mă rog, e prima oară care se anunță chestiunea asta, vom avea o serie de designer din Ucraina. Foarte tare. Ei neputând să-și țină Ucrainian Fashion Week și este una dintre cele mai puternice din Europa. Au foarte mulți designer excelenți și atunci au fost încântați de propunerea noastră de a fi invitați în cadrul Transylvania Fashion Festival. Mai mult decât atât, toate edițiile astea sunt sub o nouă umbrelă, iarăși foarte, încă foarte puțin cunoscută, dar din ce în ce mai cuprinzătoare, și anume European Fashion Council. E un consiliu al săptămânilor modei cât de curând, în care, cu excepția blocurilor mari, Paris Fashion Week, Milano și Londra, din Europa, sigur că da, că e New York, nu are treabă cu noi, dar cu excepția aceea, tot intră sub această umbrelă și e foarte posibil ca în curând să gândim un concept itinerant, astfel încât să avem, pe lângă o săptămână a modei, nu știu să zicem, la Bruxelles, care e o capitală creativă, școala belgiană fiind una dintre cele mai puternice din lume, Amsterdam, școala olandeză de asemenea, și cealaltă capitale din Europa de Est, în Viena, am putea să facem în Serbia, e foarte puternic, Croația, wow, e foarte puternică, Muntenegru sunt foarte puternici și sunt puțin gros. E acest European Fashion Council, în care noi avem președinta executivă, doamna Anca Barbu, a fost, care a fost prezentă, bineînțeles, și o bună prietenă noastră, încercăm să reconfigurăm arhitectura europeană cu excepția celor trei capitale. Ceea ce e o miză foarte mare, foarte greu de obținut și mai ales în condițiile destul de dificile de acum, dar cel mai important e că am deschis o ușă extraordinară prietenilor noștri din Ucraina și sunt foarte bucuros de chestiunea asta, mai ales că am avut șansa de a avea o Miss Ucraina la unul de show-urile mele de anul ăsta și, wow, au rasă, au viziune. A fost un moment emoționant, într-adevăr, da, să o vedem în spate pe Miss Ucraina. Avea, da, foarte mare emoție. La soarele de la mod. Păi, gândește că era săraca venită după... Soarele de la mod a fost în aprilie, la câteva zile după declanșarea războiului. Deci tocmai se evadase cumva, mai ales că atunci era și pericolul atacului asupra Kievului și așa mai departe. Erau un pic mai mare panica cumva decât acum, sau mai generalizată. Și atunci era singură într-o țară străină, deja intrase pe un sistem de advertising, făcuse deja câteva campanii de advertising, deja era luată în distribuția unui film, adică reacțiile românii au fost foarte bune la profesionalismul ei. Nu mai făcuse show de fashion, bineînțeles, la noi, dar a început cu mine și ca tare, acum e veteran. Deci, iarăși, apropo de asta cu veteran, cresc din ce în ce mai bine cu EMERA, agenția care ani de zile n-am lucrat, ca și cu domnul Matei Mico, ani de zile am fost pe alte zone, dar acum ne-am reunit și echipele lui de tineri modele sunt năucitoare. Școala de la București, ca și școala de la Cluj, ca și școala de la Iași, iată, sunt câțiva poli, generează o familie de modele extraordinare. Îți mulțumim tare mult că astăzi, după acest tur de forță, ești în platou alături de noi și ne-ai povestit atât de frumos. Vă țin la curent. Te așteptăm cu mare drag. Bănuiesc că ai câteva zile de odihnă. Una, două. Nu prea îmi permit. Astăzi, de exemplu, încep un foarte posibil, o marcă foarte mare de coniac de la noi. Vrea să inițieze o serie absolut unică de evenimente pe zona de fashion, extrem de elitiste, spre, nu știu, poate spre gala sau spre soare de la mod, încă nu mi-e nici perfect. Nici nu vreau să-mi imaginez cum arată calendarul acum tău și merg cum la negociez cu timpul acestor noi tipuri de eveniment. Îți ținem pumnii și îți mulțumim tare mult că astăzi ne-ai trecut pragul. Și vouă, baftă, vă țin. Mulțumim tare mult. O să povestim puțin despre celebrul serial Squid Game. Am înțeles că o companie de streaming vrea să facă o adaptare a show-ului în viața reală. Mi se pare fantastic. Ai văzut serialul? Nu. E genial. Am auzit despre el și am auzit că la final oamenii sunt eliminați prin moarte.
Asta o să fie foarte în realitate, sperăm interesant că... să vedem cu ce metaforă vor veni producătorii acestui reality show. La finalul celui mai mare apel de casting din istoria Reality TV, aproape 500 de concurenți reali vor lua parte la joc în căutarea unui jackpot de 4,5 milioane de dolari care poate schimba o viață, scriu reprezentanții unei platforme de filme online pe un site special creat pentru a recruta candidații acestui joc, care se va numi Squid Game The Challenge. Organizatorii săi caută participanți ce vin din toată lumea. Printre condiții, aflăm că jucătorii trebuie să aibă cel puțin 21 de ani, să fie disponibili să participe la program timp de maximum 4 săptămâni prevăzute la începutul lui 2023 și să fie în măsură să călătorească în toate locurile care vor fi indicate. Italia este o destinație super căutată și știi cine se află acolo? Mm. Fostul logodnic al lui Jennifer Lopez, iubita ta. Actuala mea a fost a lui. Am înțeles. El este acolo cu actuala lui iubită și cred că se distrează de minune. Păi cum să-ți faci o altă iubită după Jennifer Lopez? N-ai încotro, dacă ți-a dat papuci și trebuie să te reconfigurezi. Eu trebuie să văd cu ochii mei că nu cred așa ceva. Catherine Paget l-a făcut pe Alex Rodriguez să uite de Jennifer și pare că i-ar fi furat și inima. Sportivul și Catherine, împreună cu un grup de prieteni, au petrecut câteva zile de vis în această destinație paradisiacă, s-au bucurat de soare, de mare și de compania plăcută la bordul unui iaht, una din pasiunile lui Arod. Sportivul pare vrăjit de noua iubită pe care a copleșit-o cu afecțiune și chiar pare îndrăgostit de data aceasta. Toate în timp ce circulă niște zvonuri că celebrii J.Lo și Ben s-ar fi căsătorit în secret weekendul acesta. Oricum, lui Rodriguez nu pare să-i pese nici dacă ar fi adevărat. Și? Te-ai convins? Te-ai convins. Mă, nu se compară. N-are cum să se compare. Nu se poate. Nu. Orice ai face, nu. Drăguță, dar nu. O să-ți iau puțin gândul de la Jennifer Lopez, pentru că este alături de noi în această dimineață Eduard Ivașcu. Bine ai revenit, bună dimineața. Bine v-am regăsit, bună dimineața. Salut. Trebuie să-l scoatem pe Vali din transă. Când vede Jennifer Lopez, se pierde pur și simplu. Deci mă ia așa o amețeală, mă dezechilibrez de pe scaunul ăsta. E o prezență feminină. De când eram mic, mă uitam și... Și-ți fugeau ochii. Și fugeau ochii ca la păcănele. Eduard, tu ai o prezență feminină în industria muzicală internațională pe care o admiri? Mira. Mă gândesc. Ok. Din România. Și Beyoncé din afară. Mm-hmm. Beyoncé care... Uite tot la Jennifer Lopez, că s-au certat recent. Nu, cu Shakira s-a certat. Cu Beyoncé ce treabă are? Nu, cu Beyoncé a cântat ea acolo la... Cu Shakira? Shakira, aolo... Deci tu când te uiți doar la ea și ce e pe lângă Shakira, Beyoncé nu-și dă seama. Am înțeles. Ok. Eduard, ce faci? Cum ești după atâta timp de când nu ne-am mai văzut? Cum ești cu studiile? Foarte bine, tocmai ce am terminat cu sesiunea. Felicit, rămâneți că răsufli ușurat acum. Da, foarte ușurat. Aștept să plec acasă weekendul ăsta și să pregătesc tot ce trebuie pentru filmarea următorului meu videoclip. Aha, deci ai și piesa gata. Da, piesa este gata, trebuie să filmez clipul. Zine și nouă două, trei chestii despre noua ta piesă, fără să dai mult din casă. Mici indicii, e o provocare, așa. Indicii, o să fie un pop dance, ceva ce nu am mai scos până acum, toate piesele mele au fost pop. O să se filmeze la mare. Oh, ce drăguț. Drăguț, că tot a venit vara, căldura. Da, tot, și tema? Iubirea? Iubirea, da, tot... E o iubire de o vară sau mai durează? Nu știu. Nu se știe. De sezon. Fiecare își dă seama ascultând piesa. Aha, da, ok, deci e contract de determinat. Fiecare se regăsește în ce simt el, de fapt, probabil.
Și cam când este programată lansarea? La începutul lunii iulie. A, deci ne revedem cât de curând. Da, două săptămâni. Două săptămâni. Ce faci vara asta? Pleci pe undeva prin concediu? Uite, noi ne-am ales fiecare. Grecia, Italia, te alături sau? O să încerc să muncesc mai mult decât să mă distrez vara asta. Am evenimente private, plus 2, 3, 4 concerte. Dar probabil o să-mi iau și eu o săptămână vacanță. Păi nu se poate. La final așa de vară. Întrebare de oracol, la munte sau la mare? Unde îți place cel mai mult să mergi? Cred că la mare o să merg vara susțin asta. Fratele nostru, dar... Susțin. Unde mergi la mare? În Mamaia. Mamaia. Drăguț. Dar o să trec și prin vamă. Asta așteptam. Da, o să asta, trec și prin asta așteptam să aud. Nu poți să mergi la mare fără să treci prin vamă. Pe bune, deci e ca un ritual. Deci nu poți zici că ai fost la mare la noi în țară dacă n-ai trecut prin vamă. Mie îmi place cel mai mult în vamă, nu știu, cu Mamaia. Ce-ți place în Mamaia? Sunt curioasă. Când găsesc oameni care merg în Mamaia, trebuie să-i descos. Plaja e mai frumoasă, cred, în Mamaia, nu? Da, în unele părți, pentru că anul trecut, cel puțin, când am filmat al doilea videoclip al meu, era plaja super extinsă și a trebuit să caut mult un loc în care să pot să filmez. Cluburile, chiar dacă sunt puțin mai costisitoare, merită, să spun așa, extravaganța. Dacă îți permiți. Ai un concept anume pentru videoclipul pe care urmează să-l filmezi? Sau e o surpriză? E o surpriză, e o surpriză. Noi tot încercăm să aflăm. Te ducem în vacanță, pe la mare, pe la munte și tot la videoclip ne întoarcem. La noi e și o colaborare cu vreun artist din România. Ți-ar plăcea să lucrezi cu cineva în mod deosebit? Mi-aș dori foarte mult să colaborez cu Mira. Am vorbit cu ea săptămânile trecute. Acum să vedem ce va ieși. A, deci este în pregătire, așa e, nu știu face dacă, colaborarea. Nu știu dacă așa. Este în pregătire, depinde doar de mine. Este asta. Ar fi un featuring interesant. Chiar mi-ar plăcea să aud. Uite, dacă vrei, o rugăm și noi. Mira, te rugăm frumos, dacă vrei să colaborezi cu Eduard, chiar ne-ar plăcea să auzim. Suntem curioși. Să veniți amândoi aici. Da, de ce nu? Uite. Ar fi foarte interesant. Ne putem muta în platou mare, putem să cântăm. Da? Ne distrăm, noi dansăm. Noi dansăm, asta am să spun și eu. Toată lumea se simte bine. Eu zic că până vei lansa următoarea melodie, să vedem puțin clipul de la Dragoste și Ură și să ascultăm, pentru că tot vorbim și oamenii de acasă se întreabă. Și atunci, ca să le ostoim puțin dorul și misterul, invităm să asculte chiar acum Dragoste și Ură. Dragoste și ură, pasiune și trădare, care pe care și război. Tu, eu, noi. Clipele sunt numărate, 3, 2, 1. Nimeni nu e fără de păcate, fără de păcate. Ridică piatra să dai tu, că așa poate. Îmi vindeși remușcările și ui de toate. Ambrozia din cupă și buzele ispititoare. Alungă rațiunea, timpul își pierde noțiunea, dar tu m-a prins spunându-mi să mai am răbdare. Te cunosc dintr-o viață anterioară, te cunosc. Jur că de data asta n-o mai dau în bară. Dragoste și ură, pasiune și trădare. Dragoste și ură, pace și război. Dragoste și ură, noi doi. Îți scriam versuri și tu râdeai de mine, dar le păstrai și am înțeles prea bine că voiai să ajung cu greu la tine. Voiai să lupt și să mă rup de sine. Acum față-nfață, iar deja în a doua viață și tu nici nu știi măcar că inima ta mă recunoaște cumva. E a doua șansa mea, n-o voi rata. Te cunosc dintr-o viață anterioară, te cunosc. Jur că de data asta
n-o mai dau în bar. Dragoste și ură, pasiune și trădare. Vreau să te întreb dacă ar fi să-ți spui ție din trecut, în momentul în care filmai videoclipul pentru această melodie, ceva, ce ți-ai spune? Știind acum care a fost impactul. Nu știu, să... Am un lapsus acum. Ai încredere? Și... Da, să am încredere mult mai mult în mine, pentru că nu mă așteptam să aibă un impact atât de mare, mai ales aici în București când am ajuns. Să crezi, să lași lucrurile să se întâmple de la sine. Da, 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 să se întâmple de la sine. Care e mindset-ul cu care pornești pentru următoarea melodie? Acum că am știut ce să... Adică cum s-au petrecut lucrurile? Cum s-au petrecut lucrurile la Dragoste și Ură, o să fiu foarte pozitiv în ceea ce privește noua piesă, pentru că știu că o să prindă și sper că o să prindă, fiind o piesă de vară și așa... Posibil ai un să feeling, se facă nu? Și un remix pe tema ei, așa remixabilă, să spunem. Foarte tare. Noi te așteptăm cu mare drag să revii la începutul lunii iulie cu noua ta melodie. N-am reușit să aflăm indiciile, dar până atunci, așteptăm... cât te duci tu să filmezi videoclipul, să folosești factor de protecție, zic eu. Da, 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 o să fie o surpriză plăcută. Mulțumim tare mult și mult spor. Mulțumesc. Succes. N-am spus întâmplător să folosim creme de protecție solară pentru că avem câteva riscuri cărora ne expunem dacă nu facem asta. Dacă ai alunițe da. Pe spate, te dai cu cremă? Da, 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 și cu cremă, da, și cu da, spray-uri, da. Cu nebunii, cu tot ce trebuie tot acum. Exact așa trebuie să procedăm, altfel riscăm să ajungem la medicul dermatolog. Examinarea periodică a alunițelor ne poate ajuta să reducem riscurile bolilor de piele. Este vorba de niște formațiuni pigmentare care pot apărea oriunde la nivelul corpului, față, trunchi, scalp sau pe tălpi. Vin în fiecare an la doamna doctor să mă consulte pentru alunițe. Vă expuneți la soare mult? Nu, nu foarte mult. Cam câte săptămâni pe an, spre exemplu, de expunere la soare? E să vedem un pic mai sus, că am mai văzut una. Așa, aici, aici. Cremă cu factor de protecție folosiți? Da, da. Ok, într-adevăr, sunt niște alunițe care ar trebui examinate anual, pentru că una dintre ele are o margine mai neregulată și aș vrea să o mai vedem. Având în vedere că așteptăm nerăbdători sezonul cald în care pielea este expusă la soare, trebuie să ținem cont de sfatul specialistului. Sunt... părinți care vin la mine, spre exemplu copiii, și îmi spun că și-ar dori să le dau o cremă miraculoasă să dispară. Nu avem cum. Ține foarte mult de genetică. Pot dispărea în principiu dacă cu ajutorul dermatologului, dacă consideră că e nevoie de vreo excizie. Dacă îmi protejăm de soare, bineînțeles că ele nu mai apară număr atât de mare sau, în fine, nu se modifică la fel de mult dacă folosim creme de fotoprotecție. Deci, în primul rând, dacă avem grijă legat de soare. Sunt alunițe care se pot transforma în cancer de piele, însă foarte important este examinarea la timp. Medicii îi sfătuiesc pe oameni să nu se trateze singuri, ci să se prezinte la un consult periodic. Au fost într-adevăr câteva zile ploioase, dar să nu ne lăsăm păcăliți de norii de afară. Ți-am zis, eu folosesc cremă cu factor de protecție, inclusiv iarna. Pe știți că ai nevoie de ea acum, la cum arată vremea? Da, 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 pentru că factorul care îmbătrânește cel mai rapid pielea este soarele. Păi, da, și chiar dacă e iarnă și noi putem să fim păcăliți, ele tot acolo. Exact, mai ba un soare, ba un nor, ba un soare, ba un nor. Tu te dai cu cremă înainte să pleci de acasă și ești protejat. Iarna. Iarna. Da, nu contează. O întreabă orice medic dermatolog. Bine, săptămâna viitoare o să stăm de vorbă cu un medic dermatolog ca să-l lămurească pe Valentin și să-mi dea mie dreptate. Ia să vedem. Da, până atunci eu zic să ne povestească Romina cei cu vremea și ce s-a mai schimbat până la această oră. Bună dimineața din nou.
Bună dimineața din nou, nu am vești tocmai bune, deoarece vremea rămâne instabilă în majoritatea zonelor. Cerul va fi înorat, iar la noapte se vor înregistra averse de ploaie cu caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri grindină. Manifestările de instabilitate atmosferică se vor extinde treptat, astfel că se vor semnala în cea mai mare parte a țării și vor fi intensificări, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Vor fi perioade cu averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină, astfel că se pot strânge chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile zilei vor fi cuprinse între 21 de grade Celsius în Suceava și 29 de grade Celsius în capitală. Așadar, în București avem parte de vreme bună în prima parte a zilei, însă după amiază norii se adună și o să plouă. Vor fi averse însoțite de fenomene electrice, intensificări ale vântului, poate să apară și grindina. Valorile termice ating 29 de grade Celsius. Și mâine va ploua, vântul va fi activ, astfel că temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 28 de grade Celsius. Poi mâine se face mai cald, norii se mai dispersionează și astfel temperatura va ajunge la 30 de grade Celsius. La munte instabilitatea se extinde treptat, iar până diseară ploile cuprind toate masivele, astfel cantitățile vor fi mari de apă și vor cădea grindină și vijelii. Așadar, valorile termice sunt cuprinse între 16 grade în Păltiniș și în Semenic și vor atinge maxima de 21 de grade în Ceahlău. Pe litoral, vremea este puțin mai bună, soarele este mai mult prezent, iar temperatura maximă va atinge 25 de grade Celsius. Acestea sunt informațiile pentru moment. Să aveți o zi minunată în continuare și cu mult soare! Mulțumim tare mult, mă bucur că duminică va fi frumos, că și duminică îl spăl pe pato și pato nu se usucă cu feonul, deci trebuie lăsat în curte la uscat. Da, dar la câți nori sunt acum, parcă nici stelele nu se mai văd. Se văd. Olivia cel puțin știe despre ce e vorba. Și le citește așa. Da, le citește și ne transmite și nouă fiecăruia în parte ce ne rezervă astrele azi. Așa că eu zic să fim atenți, căci vine horoscopul zilei. Spune-ne tu, Olivia. Bun găsit! Excesul de energie pe care l-au nativii berbec este redirecționat către aspirațiile personale. Ei țintesc sus, vor să dovedească tot ce pot și sunt dispuși să se dedice acestor obiective cu toată ființa lor. Taurii călătoresc în timp din dorința de a face pace cu trecutul lor. Situațiile au fost percepute diferit de la persoană la persoană. Este nevoie să permită și celorlalți să simtă ceea ce simt ei cu adevărat. Gemenii devin mai înțelepți pe zi ce trece. De data aceasta, atitudinea lor față de familie este una mai blândă, mai orientată spre compasiune și înțelegere. Racii sunt în plin proces de asumare a propriei vieți. Nu este ușor, dar odată cu această asumare, descoperă și o forță fantastică de regenerare. Pentru lei, ziua de azi aduce oportunități de reconectare în cuplu. Ei sunt definiția pasiunii pe care o caută și în brațele persoanei iubite. Aceasta se bucură de tot răsfățul nativilor dacă răspund pozitiv la provocările lor. Dacă ieri a fost o zi de distracție și relaxare, nativii Fecioară recuperează astăzi ceea ce consideră că au neglijat ieri. Astfel, își doresc să bifeze cât mai multe din ce și-au propus să facă. Pentru balanțe, este o zi bună să meargă la cumpărături. Dacă fac rost și de cardul partenerului de viață, atunci chiar ca o parte de o zi de răsfăț în toată regula. Scorpionii sunt forțați de împrejurări să aducă schimbări substanțiale stilului lor de viață, iar una dintre schimbări se referă la modificări ce țin de casă. Astfel, este posibil ca nativii să caute o locuință nouă sau să o renoveze pe cea în care stau acum. Pentru săgetători, această zi aduce oportunitatea de a semna niște documente sau de a obține niște calificări suplimentare pe care au nevoie la locul de muncă. Banii mai mulți vin la pachet și cu noi responsabilități. Capricornii doresc să-și redobândească independența financiară.
Nu că ar fi depins vreodată de alții, dar ei mereu au o rezervă pe care să conteze în vremurile grele. O sumă în plus care să le aducă libertatea de a alege este binevenită. Vărsătorii simt din ce în ce mai tare presiunea de a lua o decizie cu efect pe termen lung. Această decizie este legată de casă, de familie și de mediul apropiat în care petrec cel mai mult timp. Ziua de azi le aduce nativilor pești nevoia de a se odihni. Dacă nu vor să accepte că sunt obosiți, este posibil să resimtă efecte negative asupra sănătății. Este mai bine să acționeze preventiv decât să trateze. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Ia zi-mi, Georgia, cum a fost la Haute Couture? Pentru că eu m-am lăudat că vin... Și n-ai mai ajuns. Să fii avut și tu treabă. Aveai și tu, iubită, ce să stai toată ziua cu mine, până la urmă. Bă, chiar și așa stă 3 ore dimineața, ce mai vine ajunge la mine? Să știi că a fost seara. Foarte frumos și toată lumea s-a simțit bine. Ți-ar fi plăcut dacă ai fi venit, dar n-ai venit. Și Cezara a fost îmbrăcată superb. Aș vrea să-i mulțumesc pe această cale și ei și lui Liviu Chițu. Ei sunt fondatorii Asociației Fortin și au propus evenimente culturale în fiecare lună. Au avut o seară de poezie, apoi am cântat eu și a fost și o expoziție de fotografie și mai urmează evenimente frumoase. Poate mergem împreună așa, ca invitați data viitoare. E bine, hai poate așa. Poate așa. Promite data viitoare, încerc. Dar dacă tot ești curios, să știi că avem câteva imagini de acolo și o să constați cu ochii tăi cât de bine a fost. Mă crezi că n-am văzut până acum? Ia să ne urmărim. Turning one by one, and I never thought I could end this way. Yeah, here we are today. I wish that I could go back. Tomorrow is another day, so please don't let it fade away. Cum te-ai simțit în această seară, mai ales că ai deschis acest eveniment? M-am simțit foarte, foarte bine, mai ales pentru că am deschis evenimentul cu una din creațiile mele proprii, Another Day. Și pentru că celelalte piese pe care le-am interpretat, am vrut de foarte mult timp să le cânt unui public și m-am simțit extraordinar, mai ales că a fost un număr destul de mare de oameni. De unde te inspiri atunci când creezi o piesă? Sunt foarte multe muze, chiar în viața de zi cu zi. Poate o persoană sau un anumit sentiment pe care îl trăiești într-un anumit moment. Care e stilul care te reprezintă în piese? Din nou, aici depinde de sentimentul meu, mai ales atunci când compun, pentru că unele piese pot să fie mai ritmate, dacă mă simt mai fericit sau dacă este un sentiment mai puternic, sau altele pot să fie mai lente, mai melancolice, dacă este un sentiment neplăcut. Bună, George, ai fost vedetă în seara asta, cum te-ai simțit? Mulțumesc tare, tare mult. Măi, nu ca o vedetă, nu știu, mi se pare ciudat și Cezara a zis că e o ocazie unică să o ascultați pe Georgia. Mi-e foarte greu să mă obișnuiesc cu genul ăsta de cuvinte, dar m-am simțit foarte, foarte bine. Nu mai cântasem de 2 ani și multe luni, vreo 4-5 luni și a fost o revenire interesantă, că e diferit de felul în care mă prezint la evenimentele private la care cânt. Aici e un alt fel de public, alt dinamism, oamenii cumva vor... altfel de energie și mi-a fost cumva greu la început să o accesez, dar până la final cred că ați văzut și voi că mi-a ieșit. Totuși, cum te-ai simțit să te reîntorci, să zic, pe o mică scenă cu public? A fost o senzație incredibilă și a fost emoția cu atât mai mare pentru că m-a acompaniat Darian, talentatul pianist pe care l-ați văzut în această seară. E un tânăr de 16 ani care a acceptat această provocare și a îmbrățișat-o cu tot sufletul și mi-a fost alături. Cred că și de acolo au venit câteva emoții, dar în aceeași măsură și foarte mult suport.
mă bucur să-i susțin pe cei de la Fortin. Cezara și Liviu fac o treabă minunată. Ei sunt profesori pentru o gașcă frumoasă de copii și îi ajută să-și deschidă aripile să poată să zboare pe cont propriu. Și m-am simțit cumva ca între colegii, ei doi fiind actori, având-vă pe voi alături de mine, am avut și pe Aura, producătorul matinalului, alături de mine astăzi, și pe Gabi, colega noastră din platou, regizor de platou, ea a făcut această gentuță, deci numai între colegi n-am avut cum să mă simt altfel decât în familie în seara asta. La acest eveniment. Excelent, excelent. Mă bucur că astfel de evenimente în mic sunt spontane, sunt pentru sufletul nostru și nu sunt atât de faimoase. Și mă bucur că avem șansa să întâlnim oameni pe care altfel nu i-am putea identifica, nu i-am putea auzi și asta astăzi este un lucru extraordinar. M-am simțit extraordinar, neașteptat. Stăteam și mă gândeam cum un tânăr, un preadolescent poate să trăiască muzica, care de fapt este despre dragoste, despre profunzime. Și asta m-a impresionat, cum poate să trăiască ceva ce el în realitate încă nu a experimentat. Și galeria de artă cum vi s-a părut? Ați admirat-o? Da, recunosc că este foarte profundă și că probabil necesită timp și necesită stare pentru fiecare tablou în parte ca să poți să te transpui și să poți să-ți culegi interiorul, așa cum am înțeles, ca să te regăsești, să-ți cauți acolo profunzimea, să te poți uita în interiorul tău. Cred că asta reprezintă fiecare tablou, dar stăteam să mă gândesc să-mi iau puțin timp ca să îmi dau seama care m-ar reprezenta. Adică probabil că ar fi un tablou în care m-aș uita momentele în care aș simți să mă conectez cu mine mai mult. A fost minunat. Ador combinațiile de orice arte, inclusiv arte vizuale, audio, senzoriale. Aici, cu puțin dans, e și eu arte senzoriale. Mi se pare o oportunitate foarte bună pentru a ne conecta și cu noi înșine, dar și cu ceilalți. Pentru că, exact cum spunea și Manuela, și arta e o reflecție a ce este în noi, dar conexiunea cu ceilalți se poate face foarte, foarte ușor în astfel de momente. Când v-ați regăsit într-un tablou? O întrebare foarte bună. Acest tablou îmi place foarte mult, spre exemplu. Nu știu exact dacă reflectă starea mea interioară, să spun așa, dar îmi place acel mic detaliu cu acel cuplu care merge pe un fel de scară, chiar dacă este haos, așa. Momentul cu Georgia totuși, cum mi s-a părut? Momentul cu Georgia a fost... mi se pare că e orice muzică e o metodă de a atinge, de a atinge părți din fiecare om. Și Georgia are acest talent de a pătrunde prin tine. Orice seară culturală este binevenită, mai ales după 2 ani de pauză. Așa cum spunea Picasso, arta în general curăță praful de pe suflet. Avem nevoie de artă. Arta este singura chestie care cumva cred că ne duce mai departe ca spirite. Și mă bucur și admir cumva inițiativa acestui artist că a vrut să rămână anonim. Așa ceva se întâmpla în general în Renaștere, când nu conta numele, ci conta calitatea artei. Și am avut dreptate, este grafică și cred că este și xilogravură. Mi-a plăcut foarte mult asta.
aceasta. Lucrarea aceasta. Dar cel mai interesant este să te uiți și la explicația lucrărilor, pentru că atunci, într-adevăr, înțelegi mai bine ce a vrut să spună artistul. Și întotdeauna povestea contează. Care este definiția artei, din punctul tău de vedere, mai ales că și tu creezi? Arta... Arta este expresia sufletului. Cum ți-au părut și celelalte momente? Minunat! Georgia, nu am știut că are așa o voce minunată. Este extraordinar că are acest dar și har. Este minunat să poți să te și exprimi într-un fel sau altul. Și dintotdeauna, dacă ne aducem aminte de vechile peșteri din Franța, primele reprezentări, omul a simțit nevoia să se exprime într-un fel. Asta este prima chestie, să zic așa, din istoria artei. Mi se pare că e un sentiment unic să știi că poți să contribui la un vis pe care mulți artiști îl doresc, să fie cunoscuți, să-și aducă în prim plan creația, că e vorba despre un act artistic de teatru, de muzică sau de pictură. Și mi se pare că e o șansă pe care mi-o dau și mie să contribui la această lume fantastică care înseamnă arta și, practic, lumea aceasta a scenei și a luminilor, de care eu nu fac parte din ea. Eu sunt undeva din spate, cea care vin cu ideile, cele care vin cu curajul, hai să vă împing că se poate, și care contribuie așa cu o mică cărămidă și aduc în fața telespectatorilor și în fața invitaților noștri ceea ce este mai frumos din ei. Adică efectiv talentul pur al celor trei actori, care este Liviu, care este Cezara și care este Georgia, și a artistului anonim care pur și simplu și-a arătat sufletul în aceste frumoase picturi. Ce a vrut să zică autorul în aceste tablouri, ce a vrut să transpună? Cred că ceea ce vrea să transpună autorul în tot ce ne arată în seara asta este că trebuie să ai curajul să visezi, să-ți expui sufletul prin artă, indiferent dacă omul înțelege sau nu arta pe care o areți, pentru că dacă ne uităm la picturile artistului, e foarte mult abstract, e foarte multă simbolistică și e foarte multă poveste. Și atunci fiecare dintre noi poate să stea în fața unui tablou o oră întreagă, să privească și să vadă o altă poveste pe care și o însușește el, practic, despre asta e vorba. De fiecare dată este o surpriză pentru mine că se creează o atmosferă atât de minunată aici și le sunt recunoscătoare tuturor oamenilor care au fost alături de noi și care susțin acest fenomen frumos, acest fenomen cultural în care încercăm să aducem împreună generații diferite și încercăm să facem un schimb de cultură. Noi am identificat această nevoie în rândul oamenilor pentru că simt așa cumva prin toți porii că vor să iasă și vor să interacționeze și experiențele de grup și live nu se compară niciodată cu cele din online și atunci faptul că avem ocazia să ținem astfel de evenimente și cu atât mai mult evenimente care te emoționează și prin care se transmit tot felul de sentimente, cred că e ceva de care avem nevoie ca de hrană, știi? Deci cred că de acolo vine necesitatea și dorința oamenilor de a participa la ele. Cred că a depășit cu totul așteptările mele, cu siguranță le-a depășit, mai ales când Georgia și cu Darian au cântat live. A fost ceva extraordinar. Am muncit foarte mult pentru acest eveniment și mă bucur enorm că atâția oameni s-au bucurat de ei, mai ales de artiștii noștri, că au venit să vadă picturile artistului care le-a expus astăzi aici, la Fortin, T8. Cum ți-a părut publicul? Publicul a fost receptiv, dar... Nu vreau să-i judec, nu vreau să... Încă se simte puțin reținerea unora. Încă se simte puțin o ușoară, mică, aș putea zice, între ghilimele, teamă de a interacționa și de a se comporta, practic, liber, așa cum... Este și normal, totuși, după 2 ani de zile în care am stat închiși în casă, n-am mai știut să ne distrăm. Așa este, doar că noi nu ne vom opri aici. Noi o să continuăm să organizăm evenimente haute culturi la Fortin. Pot să vă zic așa câteva lucruri despre următoarele evenimente și anume faptul că printre următorii, nu știu dacă exact la următorul eveniment sau peste 2 evenimente, vor veni niște artiști desăvârșiți,
Trupa se numește Barbarossa. Ei cântă la tobe, ritmuri de salsa și implică publicul în proporție de 90% în spectacolul lor. Deci o să fie o nebunie.